Oameni buni, mai țineți minte când prietenul nostru Andrei Orodici ne-a vorbit despre planul făcut înainte de căsnicie pentru că mariajul lor să fie unul palpitant, armonios și amuzant, a povestit aici la noi. Ei bine, astăzi vom afla povestea și din partea soției lui, pentru că Andrei și Andreea Orodici sunt alături de noi. Love and marriage, love and marriage. Am vrut să fac o piruetă, am vrut să mâna prima dată, vreau să fac mai multe la... Salut, Andrei, și bine Salut. Ai venit! Bine te-am găsit! Andrei Orodici! Eu v-am întâlnit cu Andra de ună zi, la un eveniment, n-am făcut chestii de-astea chiar așa, da, să zic! Ok, să scoatem un pic gelosul din el! Te rog, vino aici să scoatem gelosul din el! Vrei pe canapea sau la bar, unde vreți? Pe canapea, nu cred că ajung jos cu picioarele, eu zic să stăm pe canapea! Perfect, pe canapea! Andrei a venit aici și ne-a spus care este rețeta succesului unei căsnicii fericite. Asta îl întrebam și eu acum, că eu nu știu care e, dar nu știu, că n-am auzit. El ne-a venit și ne-a spus-o când ați avut voi pactul când v-ați căsătorit, a zis așa, casa făcută, cum e, cum e, casa făcută. Are o fundație bună, da. Nu ne certăm. Da. Se sparge. Nu plecăm. Nu plecăm nici unul la părinți, chiar dacă ne certăm. A rămas în cap aia. Da. Și a zis că chiar dacă apar crăpăturile, le zugrăvim așa, vedem, rezolvăm. Și cum era, să fim într-un gând, dar să ne certăm pe rând. Asta cred că era mai ales legat de educație al lui cu fiul meu. Acolo avem problemele. De ce tu zici ceva, ia ceva. Da. Și acolo e greu să pasez responsabilitățile, de fapt. În rest, știm fiecare. Asta fac eu, asta face ea, asta fac eu, asta face ea, asta face ea, asta face ea, asta face ea, aici fac eu, dar în general lucrurile sunt clare. Eu trag o concluzie, tu faci mai multe. Da. E adevărat, chiar, okay. Asta urmărem și o să văd ce zice. Da, ai văzut, n-am încercat să n-am îndrăznit ce nu. Deci eu fac așa un, ea clar face mult mai mult decât 51% sigur. Cum e cu domnul actor? E bine, după, facem 20 de ani la anul, deci după atâta 20 timp... de ani de căsnicie, foarte frumos. Nu cred că avem mai puțin, că am stat vreo 2 ani împreună. 20 de ani de când sunteți împreună. De când sunt împreună, da, la anul, da, în 2022. Din 2002. Da, 20 de ani soție? Așa că după atâta timp e ok. În curând, stai, deci tu... Dar când, în ce an o să fii deja mai mult cu mine decât singură? Păi, cred că anul următor, că aveam 21 când ne-am întâlnit, deci practic da. Ce tare. Deci el este practic, e ca mâna mea stângă sau dreaptă, știi? Da. Uneori stângă, uneori dreaptă. Depinde. Te-ai gândit ce cadou faci? Că îți dai seama ce an important? Pe bune, vii cu chestii de-astea. Da, m-am gândit, bineînțeles. Tort îmi face, cum ce tort? Cadou îmi face? E drăguț, face cadouri faine? Face, da, când tort de bezea. Gătește bine. Gătește bine? Da. El gătește bun, e bun, nu? Foarte. Bă, și iubește pisicile. Da. Tot mare iubitor. A fost ziua ta? Da. Tu crezi că eu am uitat să de nu ziua ta, adică crezi că nu ți-am luat nimic? Nu spune că vei cu pisică. Stai un pic. Să nu păi ziua așa ta, la mulți ani, Andrei Orodici, puteți să-i trimiteți mesaje de la mulți ani pe contul lui de Instagram, Andrei Orodici. Orodici se scrie Aradits. Până am învățat cum se scrie, mi-a luat ceva timp. Așadar, nu, Andrei! Nu, să nu faci așa ceva. Trebuie să te ajut? Nu! Păi e o pisică mare. Sigur. Nu. Știi cum e? Perfect. Am pus pătura asta ca să fie ca la dezvelirea unui model nou. Așadar, Andrei Orodici. Perfect. Mulțumim. Dar da, e binevenit. E binevenit. Andrei, asta e cadoul nostru de ziua ta. Mulțumesc. Pentru mulțumesc. Că știu că ești foarte fericit. Uite aici cum dor cu pisicile. Uite aici, câtă distracție. Da. În primul rând, stai, vreau să subliniez un lucru. Te pentru rog. Că lumea o să mă ia de nebun. Eu, unul, sunt conștient de faptul că deja avem acum 6 pisici. Deci, da, am găsit și una noaptea în copac. Ai găsit-o? Da. Ai luat-o? Da. Cum și aștept, încă îi caut numele cu cei de pe Instagram și încă aștept mesaje de la oameni să vedem. Mi se pare că e o pisică întreținută, o să ți-o arăt, adică ea nu e de rasă, dar poate a pierdut-o cineva. A, e mare, nu e pui. 6 luni. Pui, dar mamă, frumusețe, deci în prima noapte a dormit în pat. Direct la toarce. Deci spune, trebuie două da. Neapărat, pentru că una singură și două, uite, din vă spun. Nu se bat? Două, dacă sunt cheam de aceeași vârstă, e foarte ok. Două pisici este o sumă bună de pisici. Are sens. Două pisici, încă ești om, e ceva normal. Problema este că în momentul în care treci de două și ajungi la trei, deja ce mi-e trei, ce mi-e patru, ce mi-e patru, ce mi-e cinci, ce mi-e cinci, deja lucrul, nu, se pierde un... Nu mai e, după aia... Și eu nu sunt mândru de faptul că am 6 pisici, dar n-am... Ăștia sunt ale tale, da?
Da. Nu, ăsta e Stalin, ăsta nu e al meu teoretic. El doar vine din când în când, mănâncă, doarme și atâta. Adică n-are reședința. Am înțeles. Dar e da. Ceva luptă la voi în casă cu ei. Se joacă. Uite, așa arată joacă. Pisica pe care am găsit-o, e superbă. Ah, așa, cam așa arată și asta pe care a găsit-o Eric săptămâna da? Trecută în fața școlii, da. Da. Foarte frumos. Iată, oameni buni, Andrei Orodice și Andreea, mari iubitori de animale. Asta da. E cadou pentru e ce trebuie? E bine, perfect. E bine. E bine? E bine și știu exact unde intră. Da, mai ai, nu? Păi, da. Dar tot asta e cu încălzire, pardoseale. Nu, că le combină între ele, Andrei e foarte inventiv. Stai la da, ți-am zis că am făcut și bloc de pisici. Bloc de pisici, dar mă, e și bătaie multe acolo. Da, ăștia sunt adolescenții, da. Adolescenții. Vezi pe la mic portocaliu, acum da. S-a făcut mai mare. E la doctor acum, fix acum. E la doctor? Da. Da. Îi se întâmplă treaba aia. Nu cred. Ba da. Deci nu te doare sufletul? Ba da. Da. Nu, sincer nu. De ce? Dar tu de ce ai senzația? Dacă... Păi se duce la doctor și îi taie... Da! E foarte ușor la anestezia. La e mai subțire? Nu. Știi cât de fericit sunt după aia? Calm. Am, de la un doctor știu asta. Tu știi ce miorle ca disperație acolo când îi apucă aia? Dă durere, că îi doare, că nu e bine. Nu e bine. Nu. Deci, ok. Foarte frumos. Fericiți. Haideți să vorbim un pic despre voi, Andreea. Spune-ne mai multe. Știu că tu faci yoga. Da. Foarte tare. Toată ziua. Nu chiar toată ziua, dar în fiecare zi. Ești instructor? Sunt, da. Da. Știi că la un moment dat am făcut și eu, cred că acum un an jumate, doi ani yoga și da? Mi s-a părut foarte tare. Câteva cursuri, așa, câteva ședințe. Da, aș vrea să le spunem oamenilor care se uită la noi. Care sunt beneficiile celor care se apucă de făcut yoga? Sunt foarte multe. Prima oară sunt fizice, că cumva îți dă altă postură, te ajută să respiri mai bine, că evident noi toți care stăm la calculator pe telefon și așa, că asta e viața, și inclusiv la volan și la televizor, stăm așa, știi? Da. Și ai nevoie să... Și eu am... Spre exemplu, eu stau foarte puțin pe canapea acasă. Adică, în mod normal, eu nu stau așa. De asta stau așa ușor, inconfortabil. Pentru că eu stau așa. Stai așa, o poziție... Nu, că nu vreau să vă îmbrădăresc. Nu e așa, se stă. Așa. Păi trebuie să și poți. E o poziție... Ok, e o poziție... hai mă, asta poți. Mai greu, vezi, ai mei sunt... Da. E o poziție mult mai bună pentru coloană. Știi? Deci așa? Da. Pentru că așa vezi coloana ta... Andrei, stai așa. Okay. Eu deci, nu. Deci beneficiile sunt, oameni buni pentru cei care fac yoga, postura. Postura, de acolo vine respirația, poți să respiri mult mai bine din poziția asta decât din poziția asta cu pieptul închis. Și când încep să respiri mai bine, știi, mai mult și mai adânc și așa, mintea e mult mai liniștită decât când respiri agitat. Adică te și echilibrează mental. Da, păi așa merge. Dintr-una într-alta, dar întâi începe cu partea fizică acolo. Și lucrează. Eu vreau să le spun oamenilor că exercițiile de yoga chiar nu sunt foarte ușoare. Nu, făceam și asta cu maimuța și cu cum era, foaca, da. Lotus, da. Nu, te puneai așa și te întindeai, cum se numește aia? Se numește Upward Facing Dog, dar nu știu cum se cheamă în română tradusă. Nu știu, dar era ceva tradusă. De aia, nu? Da, cred că câinele cu fața în sus. Da, exact, ceva de genul ăsta. Da, de te ridici. Și te îndreptai foarte. Și aia când stai așa în genunchi te întinzi foarte mult cu ăla e puppy pose, se cheamă, sau child pose, se cheamă poziția copilului când stai și te întinzi. Tare, foarte tare, pentru adică că te simți super bine. Da. Și ai cursanți? Ah, mulți, foarte adică mulți. Eu fac Ashtanga Yoga, care este o ramură din yoga, care e ușor mai dinamică și dificilă. Și atunci nu foarte mult. Mulți vin și... Puțin rămân. Dar cei care rămân. Cum se numește? Ashtanga. Ashtanga. Da, înseamnă 8 limbs of yoga, 8 ramuri ale yoga. Practic asta înseamnă Ashtanga. Andrei, cele vine 8... și la cursuri? Nu. Nu? Nu, Andrei e foarte bun la Shavasana, ultima postură, când te așezi pe spate și așa este, e cel mai bun. Mulți nu pot sta în postura asta, dar Andrei poate cum e să stea. Aia? Stai pe spate, să stai ca o scândură cu palmele în sus și... Da? Lași palmele în sus, așa, picioarele într-o parte și în alta și stai pe spate. Asta e poziția. Întins așa pe spate? Întins da. Pe spate. Păi, greu așa, ca și cum... E foarte greu, mulți oameni nu pot sta în poziția. Adică stai întins pe spate, da. Cu mâinile întinse, așa. Teoretic e simplu, dacă începi să stai 3 minute, 5 minute, o să vezi că nu e așa simplu. Deci... Îți vine să faci chestii, începi să te mănânce diverse, știi, nu e deci yoga asta te ajută în primul rând să fii disciplinat, să ai o altă postură, să respiri da. Corect, să gestionezi emoțiile, asta mi se pare da, foarte. Da, da. Știi de fapt cum cred că e acum, nu știu zim dacă e... Vezi cum stăm noi puțin în respect. Andrei nu poate. Facem yoga, Andrei nu poți, a? Ba pot, ei, nu poți. Așa, ia să-mi zic. Așa, dar. Altă treabă. Să stăm de vorbă de la același nivel. Pot să mimez foarte bine că fac yoga, dar ideea e că în momentul în care îți obișnuiești, că fie că nicio poziție din asta nu e neapărat plăcută, dar îți obișnuiești corpul încet, încet, cu un soi de durere și atunci mintea se obișnuiește cu reacția la durere sau la stres în alt fel, adică ești capabil să o gestionezi și în viața de zi cu zi altfel.
La stres, nu e de durere. La stres, mai degrabă nu de durere. Da, e o poziție inconfortabilă, adică, na, nu e da, da, eu vreau să spun că după câteva ședințe pe care le-am făcut cu un prieten, Silviu, bă, m-am simțit senzațional. Da, asta se întâmplă întotdeauna și oamenii care se întorc, de asta se întorc, pentru că se simt bine. Nu neapărat... Adică nu ai echilibru, nu ești destul de ușor să îți păstrezi echilibrul la început, dar te simți mult mai exact. Bine. Mamă, și la final era chestia aia pe muzică așa și... Te gândești, cum mergi, mamă, cu trenul, cu nu știu ce, chestii. A, da, asta se cheamă yoga nidra și se face la final, în general. La ștanga nu prea se face pentru că noi suntem, ți-am zis, ușor mai hardcore. Așa e ca la armată, fără muzică, fără doar pe respirație. Și acum o să pleci în India. Și plec în India, pe 28. Mă lasă singur, o să fiu de rebelion, eu și pisicile. 28 decembrie? Da, acum. Două luni. Două luni în India? Da. Am fost acceptată că acolo te înscrii la o școală la care mă duc eu de aștanga. Este gurul nostru de aștanga, Cireașa de pe Tor, și deschide din când în când. Și acum deschis decembrie, ianuarie, februarie. Te înscrii și dacă te acceptă, te duci. Acum am avut noroc că din cauza pandemiei nu s-au înscris foarte mulți și am prins și eu loc. Și deci pe 28 decembrie pleci în India două luni? Da, da. Rămâi cu 6 pisici și un copil? Copil. Da, și copil adolescent. Putem să-i căutăm o bonă la Andrei? Bună, da, sigur, îi trebuie cineva să facă curat în casă, că îi va fi... Putem să facem aici din anul, căutăm o bună? Cineva, da, să mă ajute. Îți schimbăm viața, Andrei, crede-mă. Aș vrea foarte mult să mă înveți pe ce butoane s-a pus la mașina de spălat și că n-am atins-o niciodată. Dar te-am mai învățat, dar nu vrei să ții minte. Nu, nu da, vezi, apropo de responsabilități. Aia treaba ei, nu știu cum se... Păi, că nu are niște shortcut-uri din astea. Pune șosetele și alea și alea la 30 de grade și nu știu cum. Habar n-am despre ce vorbește. Băi, sunteți foarte faini, oameni buni, pe Andrei Orodici îl căutați pe Instagram, Andrei Orodici ardites, iar pe Andreea tot așa, da? Ardites. Ardites. Hodorovici, Radovici. Arad, precum orașul, Ion Tufă Supă. Ardites. Așa e și tu, Andreea? Da, la fel. Te căutăm baftă, să ne trimiți mesaje de acolo și poze din India. Super tare.